Hai să iau de luăm încă o dată aici în debutul nou oficial. Spunem așa. Deci, am avut unul indrept. Repetăm, vreau să vă atrag atenția că la o problemă în geometrie trebuie să repeți de câteva ori ipoteza ca să înțelegi bine conținutul. Nimic nu-ți dă autorul în plus. Nimic nu se dă de prisos, ci totul trebuie bine reținut ca să folosim în demonstrații. Deci, Ali, mai fă un pic de efort și fii prezent lângă mine aici, că m-ai părăsit. Atâtea linii în care le vezi acolo. Zi. Acolo avem măsura lui BOC plus măsura lui AOB, nu? Da. Dar să repet problema încă o dată, da? Le zicem așa. Într-un unghi drept, AOC, considerăm un punct B, unim pe O cu B, s-au format două unghiuri, COB și BOA, două unghiuri adiacente. Și împreună cât face COB plus BOA? Cât fac împreună? 90 de grade. Deci sunt două unghiuri adiacente, complementare, parcă se numesc acestea, când fac împreună 90 de grade, da? Două unghiuri adiacente, complementare. Bun. Exact pe OM se ridică în O perpendiculară, în O. E vorba de OC. Este un nou unghi drept. E vorba de unghiul NOM. NOM. În componența lui NOM intră din nou BOC, care și într-un și în altul, dar pe margine se atașează jumătate din AOB și în partea cealaltă jumătate din COD. De acord, da? Da. Deci, să spunem așa, că unghiul MON, care e tot din 90 de grade, măsura lui MON, care e egală cu cine? Cu 90 de grade, este egal cu măsura lui BOC, plus jumătate din AOB. Zic așa. Plus măsura lui AOB. Pe 2. AOB pe 2, exact așa. AOB supra 2. Măsura lui AOB, totul supra 2, da? Da. Adică măsura lui B. Și plus măsura, tot în tot unghiul ăsta, în MON, intră, am spus, BOC, plus jumătate din măsura lui AOB, plus jumătate din măsura lui COD. Da. Plus jumătate, adică măsura lui COD, de acord, supra 2. Da. Bun. Dar să ne întoarcem la ce aveam noi. Măsura lui AOC, care e de câte grade măsura lui AOC? AOC 90 de grade. 90 de grade. Este egal cu măsura lui BOC. Da? BOC. De AOC. Deci BOC plus AOB. Da. Plus AOB. Plus măsura lui AOB. Și cât face și ăsta? Tot 90 de grade. Ăsta la altul cât face? Tot 90 de grade. Înseamnă că membrul ăsta de aici, copii, este cât ăsta de aici. Păi dacă tot 90 de grade am și de o parte și în alta, nu înseamnă așa? Încă o dată insist. Da. Măsura lui AOC este egal cu măsura din 90 de grade și măsura lui BOC plus AOB. Plus măsura lui AOB. Uitați. Dar pe cealaltă parte, măsura lui MON
a lui M-O-N înseamnă măsura lui B-O-C plus jumătate din A-O-B plus jumătate din C-O-D. De acord, da? Bun. Și fiindcă amândouă sunt de 90 grade, rezultă că... Măsura lui BOC plus măsura lui AOB. Asta vreau să vă spun. Măsura lui BOC plus măsura lui AOB egală cu măsura lui BOC plus măsura lui AOB pe 2 măsura lui AOB pe 2 supra 2 plus măsura lui QOD supra 2 C-O-D supra 2. Scădem o măsură de a lui B-O-C din ambii termeni. Corect! B-O-C și într-o parte și în alta. Iată, B-O-C și în stânga și B-O-C și în dreapta. Și o să avem că măsura lui A-O-B este egală cu măsura lui... Măsura lui A-O-B este egală cu măsura lui A-O-B pe 2 plus măsura lui C-O-D pe 2. A-O-B pe 2 plus măsura lui AOC supra 2, da? Da. Amplificăm cu 2 aici. Da. Cu... Și vine de două ori măsura. De două ori măsura lui AOB este egal cu măsura lui AOB. Măsura lui AOB. Măsura lui AOB plus măsura lui COD pe 2. Păi nu mai este 2, că am eliminat 2 peste tot. Măsura lui COD. De două ori măsura. Măsura lui AOC, da? E bine? AOC. Da, exact. Dar 2 AOB minus AOB. Deci putem scădea un... Ce s-a întâmplat ceva? Un COD acolo, nu AOC. AOD. Și COD. AOB, hai să ne uităm aici. AOB. Și COD trebuia spus. Da. COD. COD, nu COD. Așa. C. O și D, da? Și mai sunt la fel. Da, 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 da. C-O, D, foarte bine. C, O, D. Și A, O, B, scădem un A, O, B din ambii membri, scădem în măsura lui A, O, B, și atunci apare că dacă din două ori măsura scăde o măsură, rămâne o singură măsură. Măsura lui A, O, B, măsura lui A, O, B este egal cu măsura lui C, O, D. Și dacă două unghiuri au aceeași măsură, exact. Spunem că unghiile sunt congruente. Deci rezultă de aici că unghiul AOB, unghiul AOB, congruent cu unghiul COD. COD. Și ce trebuia să dăm însemnări? Era asta. Că unghiul AOB egal congruent cu unghiul COD. Nu? La prima întrebare. Parcă amic, așa a fost, da? Da. Da, și după care avem... AOB, dar haideți să mai insistăm un pic, că a fost problema frumoasă, trebuie să... Ai înțeles-o, da? Dați-vă cum mă convin, să mă convin de toți cei care ne privesc dacă nu înțeles. Da. Da? Care a fost jocul aici, Adi? Au fost două unghiuri drepte. Da. A, O, C, C și M, O, N. Da? Da. A, O, C și M, O, N. De 90 de grade. Și asta am spus. De 90 de grade. A, O, C și M, O, N. De 90 de grade. Dar A, O, C ăsta se compune din B, O, C plus ăsta de aici. B, O, C intră și într-unul și în altul. Deci unghiul B, O, C plus A, O, B, B, 2. Jumătate din A, O, B. Gata. Nu mai știa cum e bine. Ai fost la început de voi și da, de ai părăsit, mai părăsești. Am dat, vezi? Da. Este un pic dezinteresat și vreau să te captez. Rostul meu ăsta este. Hai să te înfiorez un pic. Da? Încă o dată spun. Unghiul AOC de 90 de grade înseamnă BOC plus ăsta de aici AOB. Da? Plus AOB. Ei, pe de altă parte, unghiul celălaltul MO N. Se compune tot din AOB, la care se adaugă doar jumătate din AOB. Deci se compune tot din BOC, la care se adaugă C
Cât se adaugă pentru a completa pe M? Jumătate din AOB. Și pe colțul ăsta ce se adaugă? Jumătate din COD. Asta am spus. Jumătate și jumătate. Și acum, fiindcă am 20 din 90 de grade, el am egalat. Tot membru din stânga de aici, din dreapta partea, egal cu membru celălalt. Da? Și când am egalat acolo și am lucrat, au BOC, BOC și se găsește și într-o parte și în cealaltă și am eliminat. Și mi-a rămas măsura lui AOB egal cu măsura lui AOB pe 2. Sigur că da, m-am ficat cu calcul algebrii de acum. Da. Da? 2 acolo și în final, din două ori măsură, scădem o măsură lui AOB și atunci rămâne măsura lui AB egal cu măsura lui COD. Și dacă două unghiuri au aceeași măsură, ele sunt congruente. Clare? Foarte clare, da? Sper că s-a înțeles. Am înțeles-o și eu. Da, da. Bine, bă. Ce mai aveam acolo? OB perpendicular cu OD. OB perpendicular cu OD. OB perpendicular cu OD. Păi, asta înseamnă să demonstrăm că unghiul BOD fie triunghiurile, fie triunghiurile. Asta da. Să nu ne grăbim, s-ar putea să nu vii nici vorba. Exact, nici triunghi. Nici un triunghi, ci pe unghiuri, pur și simplu pe unghiuri. Atenție, atenție. Nu degeaba am arătat că unghiul ăsta de aici e cât ăsta de aici. Este esențial. Deci, dacă am arătat cu unghiul ăsta cât ăsta și cum știam că triunghiul, cum știam că unghiul A, O, ce? De câte grade este A, O, ce? 90 grade. Așa. Înseamnă că am mișcat, am rotit parcă unghiul ăsta un pic și a ocupat fosta O, ce capătă poziția lui O, D, iar fosta O, A capătă poziția lui O, B. Intuitiv. Dar matematic trebuie să demonstrăm lucrul ăsta. Adică, eu aș spune așa. Măsura unghiului A, O, C este 90 grade. Da. Și egală cu cine? Cu măsura lui B, O, C plus A, O, B. Dar unghiul B, O, D, B, O, D se compune din B, O, C plus COD. Dar COD nu era cât AO? Ba da, am demonstrat. Și atunci ăsta, dacă îi pun pe egalul lui care îi făcea 90 de grade pe complementul său, înseamnă că va face și partea asta, tot 90 de grade. Încât BOD va face 90 de grade. De aici încă o dată. Unghiul AOC. Da. Este egal cu unghiul AOB plus BOC. Perfect. Și fac împreună cât? AOB plus BOC fac 90 grade. Da? Dar unghiul BOD este egal cu unghiul BOC plus COD. Și unde COD putem spune pe? Pe AOB. Și atunci am pus, fac 90 grade. Exact. Până și eu am înțeles. Da? Am înțeles și să dar foarte bine. Mă bucur mult. Mă bucur mult. Asta trebuie să facem efort, să înțelegem dacă autorul nu era drăguț cu noi și nu ne dădea să arătăm mai întâi convenția unghiurilor, era mai greu. Era mult mai greu. Dacă el ar fi fost așa, eu, bunoare, vă spun o povestioară apropo de chestia asta. V-am mai spus că eu am fost profesorul fiicei mele și a ginerului, care sunt la Microsoft acum. Și în toată perioada de liceu era o problemă foarte interesantă când pregăteam subiectul pentru teză. Da, fiică mea era în clasă cu mine. Eu noaptea aceea făceam subiectul cât timp ea dormea. Dar nu că ar fi fost vreodată frământată să știe subiectul. Știam că nu ne interesează. Eram foarte tare frământat să o surprind cu o chestiune care să nu o poată face. Deci eu eram înnebunit să găsesc probleme așa de frumoase, dar încât să nu poată face, ca să am și eu altul meu. Erau toți așa de bun, domnul profesor. Să am o problemă pe care să nu poată face. Da, a zis că pentru teză. Pentru teză. Deci în teză aveam 4-5 probleme, da? Da. Și una din ele, să o am atât de tare, să o prindeți pe fată. Să o prind pe ea, să nu poată face. Dar pe restul săraci.
Păi nimic, pentru 10. Da, pentru 10, corect. Pentru nota 10 aveam frământarea asta să am o chestiune tare de tot. Deci, și țin minte că în clasa a 9-a, la geometrie, făceam geometrie plană, în clasa a 9-a, la prima ce se repeta, clasa a 6-a, și în clasa a 9-a. Și mi-am amintesc că am găsit o problemă, am compus-o de fapt, o problemă, foarte tare, încât și pe ea și pe ginerile meu le-am surprins, ei erau olimpici, erau foarte puternici, nu așa, foarte tare. Dar am putut prinde, încât după teză zicea, ah, mi-ai făcut asta, n-am prins problema aceea. N-au prins-o? Nu. N-au prins-o, ziceai, fă, ai fost foarte tare. Ce chestie ai prins tu acolo? Ce? Așa. Jumătate au prins o sere, jumătate nu. Erau cu dar, și mă dacă erau două probleme într-o problemă, erau chestia așa. N-au niștit, domnul profesor, că dacă aveau... Sigur. Problema era foarte dură. Puteai sta la ea acolo câte o, să spunem, o oră să stai să muncești. Ce notă le-a dat? Minus 10. N-ar fi fost corect, știu? Da. Minus 10 pentru că știam cât e dificilă și a fost acolo subiect de discuții. Deci ne-am dat drumul la o discuție. Și a mai avut ceva minus 10 din clasă? Păi, ei doi au. Soțul ei. Ei doi au. Mâine. Da. Da. Problemă foarte tare. Deci, aceea, să spun, din nivelul olimpiadei, gândit, făcut așa cât se poate. De aceea, a insist să vă spun, suntem în primii pași la geometrie. Geometria este spectaculos de frumoasă, extraordinar de frumoasă. Dacă pătrunzi și înțelegi cu adevărat care e mecanismul. Deci nu mecanic niște șabloane aplicăm, ci pur și simplu gândim concret. Eu la problema asta n-am avut nimic să mă fi întâlnit cu problema, să știu dinainte, să nu știu ce. Dar aici, acum trebuie să facem față. Și atunci am zis așa, măi, ce face autorul ăsta? A făcut mișcarea asta, ne-a arătat cum unghiurile sunt congruente. Dacă ar fi fost dur cu noi, ar fi spus așa, bă, să dau un unghi, așa, duci bisectoarea asta și mai construiești o la dreapta care să fie, încât asta o să fie bisectoare pentru ea, cum au zis-o aici, și să arăți că M, O, nu, B, sau M, O, D, din ordinare, parcă așa vine, nu? Da. B, O, D. Da. B, O, D, se fi în ordinare. Ori, ca să reușești asta, trebuia să arăți că unghiul ăsta vine și cât ăsta. În culise. Ca să simți că s-a rotit. Fostul 90 de grade s-a rotit, da? Și a căpat o altă poziție. Fostul 90 de grade era O, C. E, când tu trebuie să faci ceva în plus ce nu ți se cere, este problema dificilă, pentru că tu trebuie să simți că trebuie să o faci și pe asta. Dar dacă autorul spune, arată cum trebuie să se congruente, te ajută foarte mult. Te ajută în etapa următoare. Așa, dar să ne apucăm și noi să facem redactarea. Deci să redactăm... Redactăm, adică să scriem ceea ce am discutat. Să spunem, ce avem aici? Avem așa. Demonstrație, da? Da. Măsura lui A, O, C de 90 de grade. Măsura lui A, O, C. Sau zicem 90 de grade, este egal cu măsura lui A, O, C, care se compune din... Se compune din A, O, B. Deci egal cu măsura lui A, O, B. Plus măsura lui B, O, C. Plus măsura lui? BOC. BOC. Și știm că măsura... Și mai știm și că DOB e 90 grade. Care e D? DOB. D. BOD. B, O, D, nu. Trebuie să ajungem la BOD. Știm că măsura lui AOB, la punctul anterior, măsura lui AOB, egal cu măsura... AOB... Cu COD. Da. AOB este egal cu măsura lui COD. Măsura lui COD. Înseamnă că în loc de AOB putem să facem pe COD. Adică măsura lui AOC este egal cu măsura lui AOB. Deci, zicem acum, o să înlocuim pe AOB cu COD, da? Da. Deci, 90 de grade este egal cu
În loc de AOB punem măsura lui COD, măsura lui COD, plus măsura lui BOC. Dar măsura lui BOC plus COD, ce unghi îmi dă BOC plus COD? BOC plus COD. BOC plus COD îmi dă BOD. Egal cu măsura lui BOD. Deci cât este măsura lui BOD? 90 grade. 90 grade. Înseamnă că măsura lui BOD, spun BOD, iată, am arătat că este 90 grade. Și asta înseamnă că BO e perpendicular pe OD. BO perpendicular pe OD. Ceea ce aveam de arătat. Da? E ușoară când o redactez. Dar ca să ajungi acolo, trebuie să muncești mult. Dacă ai văzut. Da. Problema devine ușoară când ai înțeles-o. Și-a și acum să ne ducem la problema 10, da? Da, da. Începe să o citește Adi. Se dă unghiul alungit AOE. Iar în acest... Deci unghiul alungit. Da, profesor. Da. Da, da. Alo? Alo, Ionuț? Se ducă ceva. Citește-a, Ionuț. Citește-a, Ionuț. Da, Ionuț. Zi, Ionuț. Ce? Păi te-am sunat că am primit la tine un telefon. Am zis că ai observat ceva, eu sunt în direct. Ah, ca bine. Adică dreapta asta o e, împarte planul în două semiplane. În partea asta și în partea aia. Și acum în partea de jos, nu mai pățim. Da, 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 da. Deci trei perechi de unghiuri adiacente, da? Trei. A, O, B. A, O, B. Un unghi. B, O, C. B, O, C. Un alt unghi. Și C, O, D. Da. O, D. Și D, O, E. Și D, O, E. Da? Este. De la sine este. Deci da. Avem un unghi, două, trei și al patrulea, da? Ale căror măsuri verifică relația. Așa, să vedem ce relația avem. Măsura unghiului A, O, B. Hai să spunem X, Y, Z, ca să ne gândim mai ușor, și T, măsurile lor. Hai să zicem la măsura lui AOB, da. A lui AOB, luptăm cu X, da? X grad. A lui BOC, măsura lui BOC, ca să ne gândim mai ușor la lucru. O luptăm cu Y grad. A lui COD, măsura lui COD, notăm cu Z și DOE, măsura lui DOE, notăm cu T. Da. Și care ar fi relația? Măsura lui AOB. Adică X-ul, X-ul. Nu așa? Da. AOB, X-ul. Egală cu 1 pe 5. 1 pe 5. Măsura lui BOC.
a lui BOC, adică din Y, o cincime din Y, egal cu o pătrime din COD, din Z, da, și egal cu o doime, da, din DOE, din T. Din T. Deci, relația asta este. Hai să scriem. X, X, da, egal cu Y supra 5, așa vine, da? Y pe 5, egal cu Z supra 4 și egal cu T supra 2. Bine? Da, da. Și ce mai știm noi? Că suma unghiurilor e fracție. Asta am zis pe care. Alo? Și egal cu am înțeles, am înțeles. Da, uite, bine, vreau să vedeți dacă mai ceva. Da, da, pentru că desigur că da. Nu, nu, tot așa, tot așa, fiecare... Da, da, da. Bine. La revedere. Andreea. E Robert care a plecat și nu... No. E ușa împreată și nu poate să ajungă. Deci, copii, știm că X plus Y plus Z plus T fac împreună 180 de grade. Asta e problema noastră. Deci suma tuturor unghiurilor fac 180 de grade. Și trebuie să aflăm lucrurile cu unghiurile. Nu, nu trebuie să împărțim acum. Cum să împărțim? Să împărțim la 4. Nu, că nu sunt congruente. Da. Dar putem să împărțim la... putem să amplificăm Y pe 5 cu 4, Z pe 4 cu 5, și T pe 2 cu 20, ca să avem același numitor. Deci te gândești atunci la același numitor, egalitatea aceea? Da. Da, data cam așa. Prima, să scoatem totul în funcții de X. Deci prima egalitate, că toți sunteți la proporții. Mm-hmm. Deci prima egalitate scoatem pe Y. Când mă luăm pe X cu Z pe 4 și tot în funcții de X. Mm-hmm. Și pe mă X egal cu T pe 2 și tot în funcții de X. Să aflăm pe Y, Z și T în funcție de X. Sau se mai notează valoarea raportului cu un K obișnuit. Dar ce să mai notăm cu K? Pentru că noi avem deja egal cu X. Ca valoarea raportului. Da. Și avem X. Dar nu are rost să mai notăm cu K, pentru că am avut din capul locului. Dacă aici ar fost X pe 3, egal, atunci spuneam egal cu K. Dar acum nu mai are rost să mai notăm cu K. Ci pur și simplu luăm egalitatea. Care va fi egalitatea? X, X egal cu Y pe 5. De aici cu cine este egal Y? Y este egal cu X împărțit la 5. Nu e adevărat. X ori 5. Păi X ori 5, da. Că să înțelegem că e 1. Și 1 asta egal cu ăsta, ori ăsta împărțit la celălalt. X egal cu 5X. Da? Y egal cu 5X. Y egal cu 5X. Apoi. X egal cu Z pe 4, de unde Z... X egal cu Z supra 4, de unde Z egal cu 4X. Z egal cu 4X. Și X egal cu T pe... T pe 2, 2. De unde rezultă că T egal cu 2X. Iată că Y-ul știu în funcții de cine? Y-ul în funcții de X, Z în funcții de X, T în funcții de X. Și acum putem să înlocuim. Și înlocuim pe FK. Și te rog să vorbești acum. Plus 5x. Deci x. Lasă să vorbească. Așa, așa. X, deci plus x plus 5x plus 4x plus 2x egal cu 180 de grade. Așa. Și... nu, nu știu. 12x este egal cu 180 de grade. X este egal cu 180 de grade împărțit la 12. Iar X este egal cu... 13? 13, cred. 13, bine? Cred. 15. 15, cred. 15. X egal cu 15. Da? Pe 15 ori 10 fac 150, de 2 ori câte 5. X este foarte ușor. Y este egal cu 5 ori 15, da. Care Y este egal cu 75. De grade, sigur. Da, 75 de grade. Z este egal cu 4 ori 15, care este 60 de grade. Da.
Și T-ul este egal cu 2 ori 15 care fac 30 de grade. 30 de grade. În final am aflat toate unghiurile. X-ul e 15, Y-ul 75, Z-ul 60 și T-ul e 30. Asta cred că ne întrebam problemă, că ai plecat și nu mai e, n-am mai știut ce. Și n-am mai citit, nu? Da. Să se determine măsurile acestor unghiuri la A și la B să se arate că OG perpendiculară pe AE. OC? Perpendiculară pe AE. OC perpendiculară pe AE. Pentru a arăta că OC e perpendiculară pe AE. Da. Păi să demonstrăm că unghiul X plus Y, X plus Y fac împreună 90 de grade. Egal cu Z. Egal cu Z plus T. Da. Și egal cu 90 de grade. Și deci a arătat cu OC pe fenglat pe OE este echivalent. Poate spune că... X plus Y, X plus Y este egal cu Z plus T. Și cu băieți, ați văzut de ce? X plus Y, adică astea două, se fac câte astea două. Și se fac mult. Să fac chiar 90 de grade. Da. Și când știm că 15 plus 7, x egal cu 15, y egal cu 75. Deci ăsta e 15 grade și ăsta este 75. Este egal cu 60 plus 30 de grade, adică 90 de grade este asta egal. Face 90 de grade, iar în partea cealaltă 60 și 30. Da, deci orice este perpendicular pe aia. Și terminat problema. A fost banal. Da. Haideți să vedem încă o dată în ce a constat ideea de lucru. Aia, cine ai înțeles? A, eu. Eu te-am înțeles. Hai să vedem. Care a fost ideea de lucru, Adi? Aia, cu X egal, cu Y, pe X. Sigur că da. Și toate astea erau din X. Toate în funcție de X, da? Da. Faptul că am putut privi în prima egalitate. Y egal cu 5X. X-ul egal cu Z pe 4. Z egal cu 4X. X egal cu T pe 2. De unde scoatem? Pe T. Și în final, Y cu Z și T sunt funcții de X, pe X să lăsăm, iar în loc de Y, Z și T am pus 5X, 4X și 2X. Și a ieșit foarte repede. X-ul, am aflat unul din unghiuri, cred că și ideea asta, ca să ne vină mai ușor, am notat măsura lui X, Y, Z și T ca să ne vină ușor la lucru. Deci asta a fost da, o problemă. N-a fost așa dificilă. Deci știu că suma tuturor unghiurilor acolo fac 180 de grade. Da? Și asta ne-a făcut să spunem că este corect. Nu? Rezolvarea asta este bună. Noi am reușit să facem problema destul de ușor. Hai să vedem în seara asta ce lucruri v-au plăcut vouă, adică asta problemele făcute. Asta mi-a plăcut, da, ce mai greu. Mi-a plăcut ce mai grea. Asta? A fost nu a fost ce mai grea. Nu, a fost asta a doua. Care? Asta nouă cu... Aia cu 90 de grade acolo. Aia care am citit-o de mai multe ori. Dar am învățat ceva din problema. Ce am învățat din problema asta? Am învățat că trebuie citit de mai multe ori până o înțelegi. Da. Nu la prima citire. La matematică nu-i poezie de învățat. Trebuie fiecare cuvânt înțeles. Deci cu virgulă, cu tot, interpretat cum trebuie, ca să poți să pătrunzi în problemă și o citești o dată, de două ori, de șapte ori, de nouă ori, până când înțelegi contextul, până înțelegi în intimitate problema, ca să din citit să poți face figura. Atenție, Miruna, când mi-ai dictat, tu ai văzut că nu înțelegeam nimic, nu puteam să fac, n-aveam nicio reacție. Păi ce, dragi? Așa. Pentru că acolo este semidreapta. Păi semidreapta îmi transmis mie, că eu nu știu ce să-ți fac acolo. Semidreapta, punem acolo la origine cât pleacă de acolo și celălalt punct care să te dirigeze. Deci toate lucrurile acestea sunt foarte importante. Suntem, încă o dată spun, în etapa de tatonare, suntem în primii pași ai geometriei și trebuie învățat să învățăm la geometrie. Trebuie să învățăm, da? Cum să învățăm la geometrie? Se face cu creionul în mână, cu figura făcută corect, totul. Se spune că o figură la geometrie bine executată e jumătate de problemă rezolvată. Da? Deci de aceea trebuie să acordăm foarte multă importanță. Ce să vă mai spun? Vă mai spun că
În seara asta, Mirona te-ai prezentat bine. Remarc chestia asta. Pentru că dacă ești atentă și vrei să faci, ai momente când te blochezi și arunci cuvintele fără să fie rodul unei gândiri. Atenție multă, dragilor, nu ne permitem să vorbim fără să fie rodul unei analize făcute. Aia a fost o primă parte bine, dar în partea a doua mai părăsită. Iar ne spunem chestia asta. Ne spunem direct. Facem și de fiecare dată să vă obișnuiesc cu o analiză. Vreau să mă mai spun încă ceva. Foarte multe lucruri am de spus. Eu niciodată n-am corectat un extemporal. V-am mai spus asta? Nu. Niciodată în teză sau extemporal n-am corectat eu. I-am pus pe ele să corecteze. A spus asta. Eventual ați uitat, da. De ce? Mă interesează să discutăm corect, cinstit, evoluția pe care, sau perioada în care am stat aici, ca și cum ne-am dat note, fără să ne dăm note. Da, să ne facem o evaluare corectă. Asta e, dar ei se evaluau corect? A, elevii? Da. Fă, perfect. Deci nu trișa niciunul. Păi dacă trișa, aveam soluții. Cum aveați? Doi. Trebuie să prindă în primul rând. Păi eu, prin evaluare, de-a lungul activității de la clasă, știam cam care e poziția fiecăruia. Știam, eu îndată după ce strângeam lucrările, timp de 10 minute o să oră, puneam punctajul pe tablă, defalcam foarte atent la sutimă fiecare chestiune acolo și după aceea le dădeam lucrările. Și puneți-vă notele. Și ei, conform punctajului și cum am defalcat să-mi iau acolo, trebuia să-și pună notele. Am făcut sau nu am făcut? Pun ca și cum ai pune șablonul la circulație. Ca și cum ai zis, ei zice, eu am făcut de 7, dar domnul profesor știe că tu ești de 5, nu? Aceea e luat lucrarea sau cum? Nu. Atunci când sesizam o diferență de un punct, și mult un punct. Un punct. Spunea, vine și susține lucrarea. În fața clasei. Deci n-aveau nicio șansă. Deci în fața clasei, cu lucrarea în mână, susține-ți-o. Și argumentează tuturor că tu ai lucrarea de 7. Și el, ca să nu fie în momentul ăla penibil, să-l pui în fața clasei și să-l așa, dacă lucrarea, cu cât o umfla, cu atât îi scădeam eu de acolo înainte. Deci dacă el și umfla cu un punct, de la normal, îi scădeam un punct. Dar dacă vă demonstrau? Dacă demonstrau, nu aveam nicio treabă cu el. Îi strângeam mâna și... Corect. Ai fost pe față, ai făcut lucrare. Ca el să aibă argumente să-mi spună ce a făcut în fiecare clip, de unde a ieșit, ce a făcut. Era o problemă. Da, era o problemă. Pentru că autoevaluarea este iarăși o problemă esențială. De foarte multe ori aveți sentimentul că am făcut. E bine. Exact. Vii acasă și spui, mama, am făcut foarte bine. Iau, nu. Și când colo tu ai culori și ai multe... 7-2. Da, da. Am făcut 7. Da. Deci, asta am vrut să vă spun, că am să încerc de acum, la sfârșitul, așa, să vă dați voi, să vă evaluați voi și să spuneți, aici am fost pe fază, n-am fost dincolo pe fază, am cam dormit în zona asta, eu vă și atenționez în timpul lecției, pentru că am uitat să vă spun un lucru. În clipa în care încep lecția, eu stabilesc niște... ca și cum ar fi niște fire cu fiecare în parte, ca mod de a gândi, ca mod de a fi prezent în lecții. Și chiar dacă stau cu spatele, imediat simt că nu mai ești conectat. Și simt, primesc semnalul respectiv și atunci trebuie să intervin. Nu mi-e deloc comod să cam timpul lecției să intervin. Îmi dau lecția peste cap. Okay. Eu am un mod de a gândi, de a organiza, de a ordona. Și atunci... Se refere spre noi, că ne e greu să reluăm din nou. Da. Deci, în condițiile astea, vreau să vă atrag atenția. Deci, încercați să înțelegeți acest fenomen ca să putem să lucrăm cât se poate de corect. Deci, am spus, prima parte, și tu ești convins că ai fost în mână, și pe urmă s-a stricat ceva. Ce s-a stricat tare? Ce n-a mers? La problema aia, nu. Da. Desenele. Desenele, și așa, ai părăsit, da?
Uite ce te-aș ruga, în condițiile astea, faci un bine tuturor, că s-ar putea că și alții ce-a urmăresc. Nu, atunci mă oprești. Vă rog frumos încă o dată să-i explicăm, să-l luăm încă o dată și o dată și de două ori, până înțelegem bine problema. Nu poți să te apuci de problemă dacă tu n-ai înțeles-o. Am observat că îi plictisește faptul că facem un desen poate și de trei ori. Asta e important, este aia. Păi, dacă nici eu nu știu. Eu chiar îmi place că deci, era clar desen, da. După mi-a fost foarte clar rezervarea. Deci, nu avem cum, neștiind eu problema, n-am cum din prima să înțeleg foarte bine conținutul, da? Și de ce și eu, bibă până când înțeleg bine problema, eu fac un fuit odată. La prima citire, crudă problema și pentru mine. Și de ce a trebuit să... Și vedeți că nici am părăsit acum ideea să citesc eu, tocmai vă pun pe voi ca să vă obișnuiți să puteți înțelege voi când citiți problema. Corect. Așa dacă o citesc eu, eu îmi dictez, eu îmi scriu, eu ce fac, na, nu e eficient. Da? Deci, asta e clar. Despre tine, ai stat acolo, ai urmărit într-o primă parte, ai mai făcut pauză. Așa? Dar intră și îți spune, domnule, vă rog frumos. Da? Insistăm pe chestia asta. Deci este foarte, foarte important. Mai avem vreo problemă? Nu. Cât e și așa acum, dacă vin și eu? Este 8. 8? Ne oprim aici. La revedere, dragilor, și continuăm. Mâine la 6.